Raluca Turcan și Cristian Bicher vor candida pentru funcția de președinte al Organizației Județene a Partidului Democrat Liberal. Alegerile vor avea loc vineri, 13 decembrie. Actualul președinte Ion Ariton nu și-a depus candidatura pentru nicio funcție. Raluca Turcan vrea ca PDL Sibiu să fie o voce care contează la nivel local, de aceea a ales să candideze. Trebuie să fim o voce mult mai puternică în raport cu majoritatea USL atât la nivel național cât și la nivel local. În același timp, trebuie să fim mult mai vocali și mult mai prezenți în proiectele care se fac pentru sibieni. Eu cred că stă în puterea noastră să relansăm Partidul Democrat Liberal în Sibiu și la nivel național. Pentru funcția de vicepreședinte s-au înscris doi candidați. Este vorba de consilierul județean Daniela Câmpean și de primarul Mediașului Teodor Neamțu. Ca obiectiv, în primul rând, îmi doresc o organizație unită, o organizație care să promoveze performanța, să promoveze competența, onestitatea și munca. Am decis, pentru că în fiecare organizație trebuie să fie și un bătrân, să candidez pentru funcția de prim vicepreședinte, să readucem Partidul Democrat Liberal acolo unde a fost, adică un partid puternic, un partid pentru oameni, un partid care să merite încrederea tuturor sibienilor. La alegerile de vineri s-ar putea să participe și reprezentanții PDL de la nivel național.